Merge. La în cursul anului acestui an, la nivelul Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Reșița, au fost primite o serie de informații din care rezulta faptul că un bărbat cu domiciliu pe raza Municipiului Reșița deține ilegal la domiciliu un pistol de calibru 9 mm, pistol pe care intenționează să-l comercializeze. În urma unor activități specifice Poliției Române, s-a reușit prinderea în flagrantă a cetățeanului respectiv în timp ce comercializa unul din pistoale, și vreau să mulțumesc pe această cale și cetățenilor pentru că am avut un sprijin real de la câțiva cetățeni de pe raza municipiului nostru. S-a întocmit dosar penal. Ceea ce e îmbucurător e faptul că lucrătorii de poliție din cadrul Poliției Municipiului Reșița, judiciariștii, au reușit într-un termen relativ scurt și fără a periclita viața vreunei persoane să recupereze pistoalele respective. Acum aflu și rămân uimită. Normal că nu mă simt în siguranță dacă e adevărat. Și consider că ar trebui să ia măsuri. Se întâmplă droguri în discoteci și alte povești, dar chiar pistoale, arme. Păi n-am auzit să se vândă pistoale pe stradă, dar dacă se vând, nu este bine. Poate să pot întâmpla anumite fapte sociale. Deocamdată la Reșița nu s-a întâmplat fapte așa deosebite. Suntem un pic în siguranță, dar nu este bine să umble cu pistoale pe stradă. Ar trebui ca poliția să-și facă mai mult datoria, să fie plătiți mai bine și să fie cât mai mult polițiști pe stradă.